Tocmai am intrat în județul Botoșani, cam de vreo 2 km, dar mi-a venit să fac filmarea asta, ca să vă arăt așa ce e pe aici. Intrarea. Am văzut ceva la intrare M cu M Botoșani, după acela altă am văzut mai jos M Suceava. Nu știu ce au și am trăit, își trimit multe M-uri, degeaba lor se descurcă. Trebuie să facă ține ceva să șteargă chestiile alea pe sur, pe surâte. Astea sunt vagabonți, mizeri. Da! Uiteați așa, cam așa arată zona de intrare a județului Botoșani. După cum văd, oameni harnici, treburi. Deci nu văd nicio peticică de pământ nemuncită. Uite așa acum, duminica. Fiind duminica, ca să vezi și aglomerat e omul cu munca, până și duminica e foarte ocupat. Sau poate că nu știe că azi e duminica. Da! Cam așa arată orașul și prostul cu geanta asta e aici. Asta mâne, mă. Cred că trebuie să-mi iau vată. Trebuie să-mi iau vată să-mi pun un urechi. Pentru că azi foarte gălăgioasă mașină. Azi foarte gălăgioasă și mă că măcar dacă ar fi părcela și lui. A intrat aici așa de vum. Da. A fost unul. Am văzut bunătatea lui un om. A oprit. Te duc? Nu, frate. Mersi mult. Nu, nu, tati, că mă duc pe jos, da, asta e intrarea, trebuie să ajung în Huțupani, abar n-am, Huțani, în Huțani, mai am un kilometru până în Huțani, să-mi văd un pic harta, că deja e ora cam plecării, să văd dacă găsesc aici locul unde să-mi încarc telefonul, voi rămâne aici, dacă nu, nu stau, mă duc între Huțani și mai un oraș mai încolo, da, sunt tare multe câmpuri agricole, suflă vântul foarte rece, ploaie, uitați norul ăsta vagabond, m-a urmărit aproape toată ziua. Și eu mai vagabond ca el, am văzut că pe direcția mea mere, m-am oprit, eu normal dacă eram acum acolo și nu mă opream, ploua. Dar așa, dacă mă urmărești, hai că rămâne în spate și tu du-te înainte. Vă jur dacă nu așa și-am făcut. Am stat o jumătate de oră să plece norul. Dă după mine cu ploaie a fost. Da, acum ce a ieșit soarele, de cel puțin 5 ore, acum nu mai a ieșit soarele. Tot în ora, m-a prins o ploaie la Drăgășani, Drăgănești, ăla. Hai de cap. Mi-am scos repede folia și mi-am pus-o pe cap. Mi-am pus-o pe cap. Vreau să ajung aici, să văd că aici nu prea am locuri așa de... Am montat cortul, pentru că sunt foarte multe câmpuri întinse, sub poduri, nu mă bag eu sub poduri, acolo e periculos. Mai vin greu ăsta noapte, mai aruncă mizerii, știu eu cum e sub poduri. Uite ce am vorbit. Uite. Aia e munca noastră de o viață întreagă, dar aia e o piatră funerară, vezi? Strângem bani, să facem bani, să avem ca când murim. Să facem o piatră frumoasă, trebuie și să o arunci. Toată munca noastră, vedeți? Aia toată viața, toată munca unui om e piatra aia, vedeți? Ce rămâne cu el sunt doar vorbele, faptele. Singurul lucru ce pleacă mai departe pe toată munca asta sunt faptele, vedeți alea? Alea sunt mizerii. Vedeți-mă, pentru alea s-o certa foarte mult cu foarte mulți oameni ca să poată să facă bani, ca să-și facă o piatră din aia funerară. Am văzut și mai încolo vreo 10-50 de cruci aruncate, fier vechi, da, asta e munca, nu trebuie mie cruce tot. Aruncă-mă, tată, unde vrei, nici mă interesează pe moartea mea, unde mă arunci, că pe la urmă, corpul nostru e o mizerie după moarte. Așa că, nu trebuie mie cruci și din astea, la cap și așa mai departe, mă arunci undeva și la revedere, oriunde să mă arde, și să mă arunce oriunde, nu mă interesează. Da, eu aș prefera într-un apă, într-o pădure, acolo. Da, să lăsăm astea doar niște vorbe deocamdată, pentru că faptele vor fi transformate de strămoșite. Uite ce frumos e azi, așa frumos, ce frumos e azi. Da, am intrat acum în județul Botoșani, tocmai am spus, și mai am încă un kilogram, un kilometru până la Huțani. Asta înseamnă 20-25 de minute. 20 de minute, un kilometru până la Huțani. Dar aici am văzut un peco, cred că.
Și vreau să vă despre ce e vorba la plecul ăsta. Foarte micuț Aniu. Am uitat și pe hartă. Foarte mic. Un oraș agricol. Un oraș agricol. Am văzut acolo niște barăci, niște caravane. Mi-am dat seama că ăștia-s băieții cu lebenița și cu astea 100%. Și chiar acolo și dormeau. Am văzut. E, cei nu le trebuie casă, frate. După ce se le trebuie casă? Și vara și iarna e tot acolo ăsta. Într-o caravană are și mai are o baracă de lemn, unde cred că are lemne. Da. Ce? Mai vrei? În comuna Vlădeni suntem, județul Botoșani. Mai intrăm în comuna Vlădeni, în Buțani. Da. Asta e intrarea. E 7-7 și ceva. Să văd dacă găsesc un interes aici să mâncar. Chiar mai am bateria, să fac ultimul story fără bateria care mai am. Mai am 15-16% și... Ia de aici vine. La Suceava, 27 de kilometri mâncam așa. Deci până la Suceava e 27 de kilometri. Deci, cu ce mai fac acolo, acolo-s la 30. Mai am mâine vreo 15 kilometri, 16 kilometri din momentul ăsta. De aici, din momentul ăsta. Deci, am zis că mă apropie cât de mult, ca mâine, să ajung și să trec. Deci să trec și de Botoșani. Și tot așa, calcule și planuri, cum zic eu. Da, comuna Vlădeni, județul Botoșani, după cum vedeți, acolo Calbastru, e bun. Teagul României tot e rupt și al Europei. Da, acum intru în Buțani și aici și închid, că trebuie să fac o poză. Ca să-mi rămân în configurare de hartă și aici și închid. Da, băieți, asta e, uite aici la intrare, un părculeț. Credeți-mă, jur dacă nu, care vine să vii să mă culc ai. Văd acolo un boschet. Da, dar e o casă acolo. E o casă, unde sunt case câini și câini gălăgie. Da, să lăsăm asta, hai să ajungem mai încolo. Să vedem. Am pupat, asta a fost un story. Un story de... nu-i capă. Alte țări, Buțaniu, cam atâtea povestea. M-am pupat și vedem ce putem să vedem mai încolo. Tare mult gol. E plină, planeta Pământ e plină de oameni. Exact 10-15 km, câtă lungime are un oraș, atâta e un oraș din care, dacă e pe kilometri, un kilometru, toți oamenii dintr-un oraș închep într-un kilometru. Asta e populația Pământului, plin, suntem plini, omorâni. L-am pupat, dar n-am ne uită, puțani.